Balaci a fost fără îndoială unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria României. Pentru olteni, cel mai bun din toate timpurile. Dacă nu ar fi părăsit prematur această lume, în urmă cu aproape 5 ani, minunea blondă ar fi împlinit astăzi 67 de ani. E greu. E greu. De fiecare dată când vin la cimitir, este foarte greu. Pentru că eu cred că mi-am creat așa un sistem de autoapărare al meu psihic și mă gândesc tot timpul că e plecat. Și abia când vin aici, rememorez cumva momentele de acum 5 ani. Este greu și toți oamenii care au oameni dragi plecați dintre noi știu foarte bine ceea ce spun. Nu a lipsit nici cel mai bun prieten al său din Craiova Maxima, Sorin Cârțu, dar și alți mari foști componenți ai universității. E o zi tristă, ca toate care au fost până acum, când venim aici să-l omagiem pe prietenul nostru. O zi, așa cum am spus, venim cu un gând bun, cu un gând plin de smerenie, lângă, să fim cât de cât așa, lângă mormântul prietenului nostru, prietenul și postul nostru cu echipier. Ne pare rău pentru tot ce i s-a întâmplat și pentru familie. Și asta, probabil venim și la anul, și la anul mereu să-l omagem, pentru că Ilie Balaj va rămâne veșnic viu în sufletele celor care l-au cunoscut sau l-au văzut pe terenul de fotbal sau pe banca tehnică. Dumnezeu să-l odihnească în pace!